scolul ce a afectat județul Călăraș în urmă câteva zile a produs mai multe pagube materiale în comuna Grădiștea. Primarul Constantin Corbu ne-a vorbit despre pagubele produse de viscol la instituțiile din localitate, dar și despre proiectele derulate în această perioadă. Comuna Grădiștea a fost afectată datorită vitezei mare a vântului, mai rar vânt așa. Bucuria noastră este că n-a fost însoțită de cantități mari de zăpadă, că ar fi fost ceva deosebit. La instituții publice am avut două avarii. Acoperișul de pe liceul Constantin George Călinescu a fost mort de vânt și prăbușit în jurul liceului, dar și pe un microbus școlar care se afla parcat lângă liceu, ceea ce i-a afectat plafonul și trapa. Din investigațiile făcute la un serviciu autorizat, ne va costa în jur de 18.000 de lei reparație. La raptoare, el are o folie de policarbonat pusă, dar nu asigură etanșeitatea totală. La liceu, de asemenea, a mai rămas o pătrime din șarpanta, din lemn. Restul s-a prăbușit, s-a decongestionat, s-a operat, s-a eliberat zona. În a doua zi după producerea evenimentului s-a deplasat o comisie a ISU Călăraș, care a făcut un proces verbal de constatare, dar a participat efectiv și la decongestionare, deoarece erau puși în pericol de părinți, profesori care ar fi circulat prin zonă. Astăzi, înainte să veniți dumneavoastră, a venit comisia mixtă de la prefectură și Consiliul Județean, în urma depunerii de către mine la prefectură, a 22 de imagini de la locul producerii avarii, a procesului verbal de la ISU și au venit să constate, deoarece am depus un deviz estimativ pentru refacerea cât mai urgentă a acoperișului. În această situație, materialul se pune în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Se dă o hotărâre în sensul că este situația de urgență și în urma acelei documentații a raportului pe care îl face Comisia Mixtă și a devizului se trimite la Consiliul Județean, care prin hotărâre a Consiliului Județean se vor aloca bani din fondul de urgență pentru refacerea acoperișului. La această oră, bineînțeles că după ploaia de ieri, la etajele superioare, la etajul 1 al liceului, stă apă pe jos, sunt infiltrații, deci fosta hidroizolație făcută înainte de a-ți face acoperișul nu asigură etanșeitatea la precipitații a liceului. Cursurile sunt afectate? Cursurile au fost închise a doua zi pe acea zonă, pentru a nu pune în pericol viața, așa cum am spus. În rest, au fost avarii la case ale cetățenilor, porțiuni din acoperiș, garduri multiple, porți. Am avut în acea noapte arbori rupți pe DN31, pe străzile laterale, unde am acționat și am îndepărtat pericolul de a cădea pe cetățeni sau blocarea acestor străzi. Bineînțeles că noi am fost afectați, am văzut către București zăpada a fost mult mai mică, noi am avut cantități mari de zăpadă și așa cum se întâmplă grește în partea de nord, sunt acumulări, au fost acumulări la înălțime de 1,5 m. Cu sprijinul utilajelor primăriei ale societății comerciale, dar și a societăților comerciale de pe raza localității, pe care le-am realizat într-o postare pe Facebook, am reușit ca în 4 ore să decongestionăm străzile, s-a putut circula pe toate, iar prin frezele de zăpadă pe care le avem în dotare primăriei de 6 ani, am decongestionat într-o zi toate trotuarele și pista de ciclism din comun. Alimentarea cu energie electrică? Alimentarea cu energie electrică a fost o problemă majoră. Am avut diverse intervenții la nivelul prefecturii, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la nivelul Enelului. A mers foarte greu. Cred că au fost foarte multe defecțiuni la linia de înaltă, la linia de medie. Nu primeam tensiune în posturile de transformare ale comunei. Am stat aproape 36 de ore fără apă, fără energie pe unele străzi.
Treptat, treptat, ele s-au remediat, dar într-un termen maxim de 4 zile. Din păcate, eu cred că este un element esențial energie electrică și ar trebui dată ca element de siguranță națională. Deci a aștepta și a nu funcționa din cauza că nu ai energie electrică nu se mai poate. Zilele de astăzi nu mai permit să treci fără energie electrică. Ați făcut o evaluare totală a pagubelor? Știți așa cu aproximație cam la cât se ridică? Deci pagubele la cetățeni nu le-am făcut pentru că ele nu au fost deosebite, nu avea nimeni cu solicitare. Pagubele la liceu, la acoperiș sunt în jur la 100 la 180.000 de lei acoperișul și pagubele la microbus de 17-18.000 de lei. Deci aproape 200.000 de lei pagube doar la instituțiile publice. În ceea ce privește proiectele pe care le aveți în derulare, voiam să-mi vorbiți dacă ați avansat cu proiectul de alimentare a comunei cu gaz. Da, deci știți că atunci când se schimbă stăpânii, se mai schimbă și regulile. Noi am obținut prin acest ADI Dunărea Sud Gaze și prin două comune care au studiu de fezabilitate din județ, să mergem la Ministerul Dezvoltării și acolo să obținem prioritizarea județului Călăraș la alimentarea cu gaze. Adică suntem proiect pilot pentru alimentarea cu gaze în județul Călăraș. Acum se lucrează la studiu de fezabilitate pe care, din discuțiile cu Ministrul Dezvoltării, vor fi suportate de către minister și el va dura ca un studiu de fezabilitate amplu în jur la 3 luni, 3 luni jumate după discuțiile noastre pe care le avem. El deja este în lucru. Am mai spus eu acum 2 luni, parcă nu ne grăbim să facem studii de fezabilitate care să nu aibă drum. Și atunci, acum, discutând cu factorii de decizie la nivel național, am demarat studiul de fezabilitate pentru gaze. Mie mi se pare că lucrurile trebuie făcute la timp, gândite bine și să aibă succes. Să tot facem studii de fezabilitate pe diverse investiții, să nu le ducem la bun sfârșit, nu e un lucru bun și sunt bani pierduți. Studiile de fezabilitate sunt suportate din bugetul primăriilor? Inițial, da, dar după aceea primările vor primi rambursarea acestor bani. În cadrul acestui proiect pilot, știți câte localități din județul nostru vor fi incluse? Bineînțeles, doar este un ADI constituit prin inițiativa mea, împreună cu Consiliul Județean, ne-a sprijinit Consiliul Județean. Acum Consiliul Județean s-a implicat în aceste demersuri pentru a se alimentat cu gaze, cele 10 comune, deci Vâlcelele, Cuzavodă, Independența, Grădiștea, Ciocănești, Dorobanu, Mănăstirea, Chiselet, Spanțov și Ulmeni. Ținând cont că există două stații de reducere, una la Călăraș și una la Oltenița, prin care distribuitorul de gaze va decide câte localități se alimentează de la Oltenița și câte localități se alimentează de la Călăraș. În afară de acest proiect, ce alte proiecte aveți în derulare în momentul de față? Deci, în momentul de față, avem proiecte pe care le așteptăm să fie avizate ca achiziție publică. Majoritatea sunt cu proiectare și execuție. Ceea ce m-a întristat și mă întristează în continuare este această tergiversare a avizului pentru canalizare și potabilizare a apei în comuna Grădiștea prin fonduri europene, care se află și acum la Cerefir Port. Să sperăm că ne dă drumul, că am început să sperăm până începem să uităm. De ce este această gravă? Deoarece noi avem un proiect de asfaltare în comună și la un moment dat el va fi blocat de nerealizarea canalizării pe acele străzi unde urmează să pun asfalt. Dar și necesitatea potabilizării apei, această dorință veche a comunei Grădiștea de a avea apă potabilă în cadrul societății de alimentare cu apă
au Ateco Comuna Grădiștea, noi nu am dorit să facem parte din Eco-Agua. Alte proiecte importante așteptăm tot la fel de la Compania Națională de Investiții să se decidă avizul favorabil pentru constructorul care va construi primăria nouă în Comuna Grădiștea, ceea ce ne va da nouă posibilitatea să alocăm bani la fondul de dezvoltare, la această investiție, să demarăm demolarea acestei clădiri, care nu mai prezintă siguranță și nu mai în moda anilor 2020, să ne mutăm în școala Cunești, unde am luat aviz pentru schimbarea destinației pe 3 ani, ca să avem unde să stăm până să face primăria pe acest loc. După primărie avem pista de cicliști și teren multifuncțional de sport în satul Grădiștea. La fel, așteptăm avizul pentru a se da drumul la lucrare. Apoi avem grădinița pe ADR Sud Muntenia, grădinița la Grădiștea cu 4 săli de clasă, ceea ce va completa total sistemul educațional, adică infrastructura educațională în comuna Grădiștea. Ce am mai obținut de la ultima discuție? Am obținut pe terenul de sport de la Cunești, sală cu caracter didactic, 102 locuri spectatori, care iar este un beneficiu pentru comună. Astăzi am trimis toată documentația completă la Compania Națională de Investiții pentru o altă investiție necesară, la care am solicitat o hotărâre a Comitetului Județean pentru situații de urgență, că peste Gârla Mare, în comuna Grădiștea, este nevoie de un pod autorizat care să permită și defluirea utilajelor, animalelor și tot ce există în balta Grădiștei, unde sunt 7.000 de hectare, în total 9.000 de hectare, 7.000 de hectare sunt numai pe zona până la Bogata, în situația în care se sparge digul de la Dunăre sau în situația în care se sparge digul de la canalul 388, care, din punctul nostru de vedere, va fi mult mai periculos decât Dunărea, deoarece el are porțiune scurtă și ar însemna deversarea lacului de Rățui în toată balta Grădiștei. Ar inunda tot? Ar inunda tot, exact cum a fost odată. În 2006. Da, am cerut părerea inginerului de la Rasa, de la Rățui și l-am întrebat dacă s-ar sparge digul de la 388, cum s-ar vedea lacul Rățui după. Și mi-a spus niște ochiuri de apă ișcolo. Deci, în proiectul CNI-ului spune situații de urgență după producerea unei catastrofe. Mie mi se pare ceva bizar. Mai pot să, de ce mai construiesc un pod după tot ce totul este inundat și distrus? Deci, cred că ar trebui să mergem și pe preventiv și asta a fost ideea pentru care am acționat și până la urmă am obținut de la ISU o adresă care spunea că se impune un pod peste Gârla Mare și în ședința de Comitet Județean, unde s-a votat în număr majoritar, aproape, această hotărâre de necesitatea construirii unui pod. Deci, preventiv. Când vezi că se fisurează un dic, că e pericol să sparge, defluiezi totul și aduce aici în terasă. Deci, proiecte sunt. În afară de asta avem niște proiecte sociale, în sensul că am observat că în ultima perioadă, așa cum observați dumneavoastră la oraș, acolo s-au făcut capele, dar oamenii nu mai fac parastasuri, mormântări acasă, ci le trebuiește un spațiu. Noi am identificat acum 2 ani o sală la Grăiștea și una la Cunești, le-am utilat cu mese noi, feste de masă, veselă. Oamenii fac acolo manifestări, inclusiv botezul, chiar și nunți mici. Și acum lucrăm la un spațiu generos la Rasa, le facem același lucru și la fosta grădiniță Bogata, de asemenea, în spațiu. Și atunci toate satele vor avea un loc unde după mormântare sau la parastasuri sau la botezul vor avea unde să desfășoare ceva la nivel mic. Sperăm că până în mai, iunie, acest cămin cultural va fi gata. El are o caracteristică cerută de noi prin proiect. Pardoseala să nu mai fie în plan înclinat. Pardoseala să fie în trepte.
s-o poți folosi și pentru nunți, pentru că oamenii trebuie ajutați. Noi, de fapt, trebuie să facem în favoarea oamenilor. Ați văzut câte țele au la o cârciumă, spune fulgi de struț, se spune cristale și borcane cu miere, tot felul de aia, se costă închirierea unui local exagerat de mult. Aici poate ne întoarcem la nunțile tradiționale, da? Să vină cu mâncarea de acasă sau și să facă nuntă. Deci în primele două trepte se vor pune mese, jos va fi ringul de dans, iar pe scenă vor cânta cei care face farme cu nunți muzicanți. Deci astea sunt proiecte. În rest, proiectele de menținere a curățenii esențiale, cred că ați observat că am fost căutat de Viața Satului și am avut emisiune în care am primit o grămadă de telefoane din țară de la primari și acest pericol de majorare a taxelor la gunoi, cu care n-am fost de acord. În luna ianuarie am avut diverse ședințe cu primarii, m-am opus vehement pentru mărirea prețului. Nu am reușit, că nu ne lasă legea și nu ne lasă Uniunea Europeană, deoarece este posibil să ne impună acea măsură de infringement care ar însemna să dăm banii înapoi. Cum primești cetățenii vestea? Cetățenii primesc vestea întotdeauna când mărești un preț, să fiți convinsă că nu le pică bine. Ce am făcut acum, pentru că nu facem parte din sistemul licitat pe ADE cu management s-a lucrat. Încă lucrăm de unul singur. Am căutat să îmbinăm participarea societății comerciale a primăriei cu operatorul, să ne încadrăm în niște costuri mici, dar mulți au înțeles după emisiunea de la Viața Satului că intenția noastră a fost să-i protejăm pe dânsii și vă fac o comparație. O comună cum e Grădiștea de 8 tone de gunoi menajer la operator, alte comune cu tot 5.000 de locuitori dau 200 de tone de gunoi. Ce înseamnă 200 de tone? Înseamnă să recrești prețul pe cetățean enorm. Acolo unde nu reușești să plătească cetățeanul, tu ai depus o sumă mult mai mare. Și până la urmă, astăzi, am ajuns așa. Din cauza gunoiului și a măririi salariilor la bugetari, fondul de dezvoltare, adică cel de susținere a investițiilor, să se diminueze dramatic, astfel încât să ajungem în pericolul de a nu mai putea termina lucrările de investiții. Aceste lucruri ne-au trezit și ne întrebăm de 100 de ori mai depun vreun proiect sau nu. Pentru că avem și experiența revizuirii unor studii de fezabilitate pe măsuri care au fost în anul trecut. Așa cum am spus la început, să schimbă stăpânii, să schimbă obiceiurile. Acele studii nu mai sunt viabile pentru noi stăpâni și noi, de fapt, am cheltuit bani degeaba. Mai bine luam acei bani, făceam ceva cu un proiect din fonduri proprii și cetățenii rămâneau cu ceva. Ăsta este scopul meu, să fac tot ce se poate pentru cetățeni. Cine înțelege că poate să fie în administrație și să facă pentru altcineva, eu nu sunt de acord cu ei. Principiul meu este clar. Și cred că trebuie să ajungem aici și cetățenii să se dezobișnuiască, să-și caute oameni care să-i mângâie pe ceafă, să le dea favoruri personale. Cred că nici n-ar trebui să mai cunoască primarul, ci să cunoască ceea ce a făcut și ce face pentru ei.